Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou match competitiv de Overwatch pe Hanamura. Să vedem unde mă pune. Dacă mă pune în defend, o să merg cu sniperul. Bun, o să încerc. Dacă merge prost, schimb. Not you again. Bunet player. Deci ăștia s-au certat într-un match. Nice. Oricum, dacă nu o să funcționeze ca lumea, schimb din, cum îi zice, Widowmaker în poate Diva, dacă nu mai e ăsta, sau alt tank, ceva. Pe asta am jucat destul de mult timp. Pe harta asta cu Widowmaker și-am dat decent. M-aș aștepta să joc bine. Ăștia se ceartă din ceva motiv, adică s-au întâlnit cândva într-un match. De aici o să încerc să dau, deși cred că mi-e bună poziția acolo undeva, chiar după florile vieții. Așa că schimb și stau aici. Poate nu mă văd ăștia atât de bine și dau la leveniță. Dar cred că e mai bună poziția asta. Opa, deci de aici o să vină. Oh, lipateu cum l-a aruncat. Bun. De asta îmi place că pot să stau aici în spate și să dau câte o leveniță din asta fenomenală. Hai, te rog. Bun. Și îmi place că pot să dau după healer și... no, de obicei healer eu vreau să-i văd morți. La ei în echipă, evident. Nu de alta, da. Ați văzut cât e important e un healer care joacă foarte bine. Hai frate, să pun și eu de o lebeniță. Nu știu ce mi s-a părut că acolo am dat cap. Le dau vision frumos. Opa. Nice. Da, nu era nimeni pe punct din ceva motiv. Objective kills 3. Practic toate kill-urile le-am făcut direct de pe obiectiv. Nu a ieșit chiar perfect. Și acum cred că o să ia punctul. Da, îl iau punctul. N-avem cum să-i oprim. Bun, o să stau acolo sus și vedem. New defense point. I-am dat damage acolo grămadă. Din păcate n-am reușit și să-l omor. Puteam să jur că i-am dat cap.
Hai, frate. Nu se arată. Frate, dar la tot pe mine face focul de jimbo. Nice. Direct în lebenție am dat la diva acolo. Vi aici. Just what I needed. Acolo cred că o să vină. Asta e nașpa la sniper, că nu ești foarte util dacă nu dai extrem de mult damage acolo la treabă. Oh, ce m-a pleznit. Hai să schimb pe sfârșit. Deci nu știu dacă mai apuc să fac ceva. Trebuia să-mi dau asta, că deja dădeau ăla după mie, e numai. Și oricum o spart. Nu a mers chiar foarte bine cu... aia, cum îi dracu' zice. Nu scap acum, Widowmaker. E cam urmă 5 kill-uri, ceea ce-i puțin. Opa, și pușc o dată. Nu, frate, dar nu cred, mă, cât bulan are ăla cu soldatul vieții. Stă ca un ratat acolo sus și numai asta face. Oricum, campionul ăsta mi se pare cel mai penal din tot jocul. Ajung, 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 ajung. No. Păcat. Pare ce să-mi iau pe atac și acum nu mai e soare. Gen, se schimbă cu mare chef. În atac, frate. Fera în atac. Hai că e ok așa. Îmi place Fera în atac. Îmi place foarte mult și Tracer, dar mi se pare foarte dificilă de jucat. Față de alți campioni, cum e Fera sau... Reaper-ul. Trebuie să-l mor destul de rapid. Plus că, na, cu Fera pot să dau de la distanță, asta îmi place. Acolo nu cred că a fost cea mai bună idee să joc cu Widowmaker în continuu, dar... Paname. Trebuie să luăm punctele în 2 minute aproximativ. Bă, vreau să stric și omul din asta. Bun! Uite, frate, cum poate să le-am spart direct din spate. Nu mai am nimic aici spart. To my last breath. Easy. I will fight to my last breath. Mă trag pe ucigașul. Sper să luăm punctul cât mai rapid și să câștigăm match-ul. Vreau să ajung în platină pe Overwatch. Ca să ajungă în platină, mai am nevoie de încă 300 de puncte de competitiv. Ceea ce înseamnă undeva la 10 meciuri câștigate la rând. Poate chiar 15.
Vezi, asta îmi place. Fera. Fara, de fapt. Pot să stau la distanță. Și numai că stau la distanță, dar dau și AOE damage. Opa, o da nano boost-ul. Înseamnă că e de intrat. Interesant cum îi dau direct în leveniță. Și n-are nicio treabă om. Bun, hai că-l luat punctul. Nu l-am luat foarte rapid, vedeți, 2 minute și da. Mi-a dat acum, practic încă mai avem 4 minute și un pic ca să luăm obiectivul al doilea. După aceea să mai jucăm încă o tură cu ei, practic până le se termină timpul și lor. Mamă, ce l-am pleznit acolo. Trebuie să-mi cumpăr skin legendar la asta. Dar o să-l cumpăr numai în cazul în care nu-l primez la viitorul case opening, care nu urmează cât e curând, că am deja 17 cutii. Nu pot să cred. Deci, uite unde este la tot timpul. Deci ăla nu s-a mișcat din punctul ăla pe obiectivul ăsta al doilea. Nu e nimic. Că știu unde e să mă duc de data asta. Vezi? Tot acolo stă zdreanța. Am știut că vine direct acolo, eram 100% sigur. Bun, double kill. Știam că o să mor, dar nu. Ce puteam să fac mai mult de atâta? Nu prea am kill-uri, ce-i drept. Holy pateo. Asta, frate, cu apologize-ul lui. E greu dacă nu intrăm toți deodată, foarte greu. Nu cred că o să câștigăm, sincer. Adică, ne dau din eru. Mamă, ce am dat acolo direct în Mufasa. Cred.
Frate, dar cât îi ține la aia scutul, ești nebun? Nu, frate, de ce îmi dai power-up așa, frate, că nu am ultimată? Foarte prost power-up-ul ăsta. Extrem de prost. Și nu înțeleg ce l-a dat pe mine, l-a putut da pe al ăsta, tankul nostru. Ah, nu, n-avem tank, bun, am înțeles. Credeam că o să câștigăm, când am luat punctul ăla super rapid. Acum îmi dau seama că nu avem cum să-l câștigăm, pentru că n-avem tank. M-a omorât. Cum? Habar nu am, sincer. What the fuck? Back into the fray. N-am jucat fenomenal în meciul ăsta. Nu, no, uite ce nu-mi iese, cred, doamne. Cum să joci numai în punctul ăla, frate? Tot meciul. Zece secunde? Acum e momentul. Dacă ajung și eu acolo să dau ultimată bună, s-ar putea să ceva. Double kill, atât. Ăsta mă mor de fiecare dată, deci... Soldatul mi se pare cel mai jegos campion din jocul ăsta, mai ales pentru că ai aim la ultimată. Nu știu cum poți să faci un campion cu aim la ultimată, când în alte jocuri aim-ul ăla e considerat cheat. Da. Asta este. Cam atât și cu meciul ăsta. Mulțumesc de vizionare, salutare. Sau? Să mai stau? Hai că mai stau să vedeți câte puncte îmi scade. Hai, frate, play of the match. Uite, pe penal se vede ușor. Da, au fost. Vedeți, infernal match-ul. Epic. You made the right decision. Și eu am jucat destul de prost, adică acolo am făcut greșeala că am jucat cu Widowmaker. Hai, frate, arată-mi o dată punctele. 2259, păi... Nu știu dacă mi-o spune ceva, habar n-am. Nu mai țin minte cât aveam. Cam atât cu meciul ăsta, cum am zis, salutare, mulțumesc de vizionare.